Continuăm să-L însoțim pe Iisus Hristos în săptămâna dinaintea crucificării sale, așa cum o redă ultima parte a Evangheliei după Matei, de la capitolul 22. Dacă ai încercat vreodată să afirmi ceva sensibil sau să dai socoteală de credința ta, știi foarte bine că oamenii tind să-ți răstălmăcească vorbele. Iisus, cea mai impresionantă persoană din istorie, s-a confruntat și El cu acest gen de contre. Iar cei ce afirmă că Iisus este blând și moale vor fi surprinși să constate cât de energic și înțelept răspunde El oponenților săi. Primii dintre aceștia, irodienii. Vezi capitolul 22 de la versetul 15. Acești partizani ai dinastiei regale voiau să-L prindă pe Iisus cu vorba. L-au întrebat deci oarecum subversiv dacă se cuvine să plătească birul către Cezar. Dacă ar fi răspuns nu, ar fi fost un rebel față de Roma. Dacă ar fi zis da, însemna că n-avea cum să fie adevăratul Mesia. Însă Iisus le-a răspuns aspru: de ce mă ispitiți, fățarnicilor? Apoi le-a cerut o monedă? Al cui chip este acesta? Al Cezarului, evident. Atunci dați Cezarului ce îi se cuvine și lui Dumnezeu ce îi aparține. Și răspunsul lui i-a redus la tăcere. Al doilea inamic, Saducheii, un partid religios conservator, ai cărui membrii nu credeau în nicio formă de viață după moarte, deci nici în înviere. Iată în capitolul 22, de la versetul 23, tocmai pe ei prezentându-i Mântuitorului un scenariu ridicol despre formatul căsătoriei în cer. Istoria aceasta n-a făcut altceva decât să le dovedească ignoranța în ce privește Scriptura și puterea lui Dumnezeu. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie este doar pentru viața pe pământ, le-a răspuns Domnul Iisus. În ce privește viața cerească, vom fi cât se poate de noi înșine și acolo. Vom fi pur și simplu transferați de pe pământ, într-altă parte, în alte condiții, în alte dimensiuni, cu alt statut, cu alte relații. Cei iubiți care au murit în credință vor învia. Acesta este gloriosul adevăr. Și cu asta le-a închis gura. Inamicul 3, fariseii, poate cel mai puternic și popular partid religios al vremii. De la versetul 34 din capitolul 22, pe linia precedentelor tentative de a-L prinde cu vorba, fariseii desemnează și ei un învățător al legii să-L întrebe care este cea mai mare poruncă din lege. Răspunsul Domnului a fost să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea și ființa și a doua asemenea ei este să-ți iubești aproapele. Aceste două porunci sintetizează întreaga lege mozaică. Și astfel, cu tact, pricepere și curaj, Domnul le-a răspuns fiecărui grup cu argumente biblice solide. Vrăjmașii săi n-au putut învinge cuvântul întrupat, dar în loc să se supună autorității sale, au ales să pună la cale moartea sa. Dar Iisus știa foarte bine asta și aștepta liniștit în umbra crucii. Confruntarea însă nu s-a încheiat. Iisus întoarce armele împotriva fariseilor. Întâi le pune întrebarea despre sine, la care nimeni nu putea răspunde pentru că altfel ar fi recunoscut că El este Mesia, ceea ce ei nu admiteau în ruptul capului. Apoi, în termenii săi inimitabili, Iisus le va adresa 8 vaiuri. Parcă niciunul din cuvintele care au ieșit de pe buzele Mântuitorului n-au fost mai devastatoare decât acestea. Le vom afla și noi data viitoare, când ne vom convinge încă o dată de franchețea Domnului Iisus.